zic, Creștino, de ce ai venit? N-ai mai fost la spovedit. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofan. Piesa asta ne place doar nouă. Mersi. Ne-au sunat câteva persoane publice să ne spună despre piesa asta. Prima persoană publică, bineînțeles că o știi, este vorba despre Gigi Becali. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul Becali, vreți să ne vorbiți despre piesa lui Alex, nu? Bă, da, că am ascultat acum o piesă foarte frumoasă, Alexandru. De ce să zic? Vă mulțumesc, domnul Gigi! Și îmi place că se potrivesc versurile acolo exact cu situația asta cu Burleanu, când spune acolo cu coincidențe, nu cred în ele, zic că nu-i un pic ciudat că Burleanu a câștigat, asta e obsesie, este manevră. Am înțeles. Facem un haz de necaz, cum ar veni, domnul. Păi, dacă dimineața la 7 mă gândeam să vând așa FCSB-ul, să o mai țin așa cu asta, că vindem FCSB-ul, bă, m-am gândit așa, mai bine ai zis, că decât să fim supărați, că tocmai a fost Paștere, vine acum înălțarea, Hristos a înviat, adevărat a înviat, Hristos a înălțat, adevărat a înălțat, după aia vine 1 mai, Rusalii, alte sărbători, se intră în alt post, mai bine să râdem să, ca să... Da, 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 cel mai înțeles. Bine, mulțumim frumos, domnul Becali. Mulțumim, domnul Becali. Alături de noi este și Dorian Hâț, Popa, care... Ce faci, Johnule? Salut! Hai să punem acum, chiar acum, pe vlog, dacă... Hățul hățos, Johnilor, ce faceți? Ce faceți aici cu Alexandru Vela, care mie îmi place foarte mult, că eu când eram la Constanța, când încă eram la Constanța, Johnilor, fiți atenți, adică de mult, practic, l-am văzut pe Alexandru cum avea el mușchi frumos și pătrățele și m-am gândit atunci, într-o secundă, bă, ce-ar fi să arăt așa? Cum spune el acolo și în piesă, în brațele mele te simți în siguranță, ceva de genul ăsta, ceva foarte frumos, că iartă-mă, John, că... N-am fost atent când, adică eram atent la linia melodică și m-a cuprins așa în suflet, dar exact așa când am auzit, când erau și melodiile alea cu dacă dragostea dispare, viața Johnule. Mea n-are culoare. Și mi-a plăcut foarte mult, John, și m-am dus la mamișor și a zis, mamișor, învață-mă și pe mine să ridic și eu ca Alexandru, să duc și eu un... Și te-ai apucat de ridicat la sală în loc să ridici cu vocea sau cum? Păi normal, Johnilor, am zis să încep cu începutul, nu? Mai întâi sala și după aia. Păi da, dar eu cred că ai ascultat și piesa aia lui Vela cu te fac câte ture vrei, nu mi se termină benzina, sunt o mitralie era mare, nu pistol, pistol cagina, rulăm, că am văzut că toată ziua ești cu mașina și de exact, că de atunci am luat cu energie, Johnilor. Deci când am ascultat o piesă de aia, m-a intrat energia în mine, n-am mai putut să o scot. Rulăm ușor, te întind pe covor, îți fac un masaj, nu vede nimeni. Covorul hețos, nu covorul mițos. Bine, mulțumim frumos, Dorian. Doamne ajută! Și în această dimineață, apropo de Doamne ajută, alături de noi este și părintele Vișinatie de la Vaslui, desigur. De bună dimineața, fiilor! Mi-a sunat să fac și eu o intervenție. Știți că eu acum sunt într-o perioadă de asta în care am schimbat departamentul de marketing aici la noi la mănăstire. La parohie la noi și căutăm, practic, metode noi de promovare a creștinismului, ortodoxismului și a bisericii noastre, practic. Și, păi, dar și Alex Vela tatuat, așa credeți că e bun nu pentru... Nu contează, sigur are și o cruce și știu că are pe spate, Dumnezeu e cu mine. Deci, tocmai de asta l-am ales pe dânsul, dumnealui cred că este potrivit pentru a promova, mai ales păi că îmi place melodia, dar trebuie schimbate puțin versurile, că numai aia cu șatra bien s-o scoatem, că o scoatem, nu a intrat diavol în biserică odată cu șatra bianța asta. Trebuie schimbat, zi-mi creștino, nu străino. Zi-mi creștino, de ce ai venit? N-ai mai fost la spovedit. Știți? Ca să... Practic, noi urmărim cu piesa asta să atragem creștinul, dar mai ales creștina, către spovedanie, că știți cum se zice, sub sotană, Dumnezeu nu ne vede. Mulțumim, părinte Vișinat. Alex Vela, ce părere ai de schimbarea asta de vers? E schimbarea la vers, nu la față. Zi-mi creștinul ce ai făcut? Da. Sau ce ai venit, ce ai? Nu mai știu cum era, părinte, cum a fost? Ce de ce ai venit, n-ai de mai fost spovedit. Adică, în practic, Dumnezeu o dojenește pe creștină că n-a mai fost... Pe roaba lui. Asta e o variantă exact, mai vlavioasă a piesei? Da. Mulțumim, părinte. Mulțumim, părinte. Și vă mulțumesc și eu, Doamne ajută. Bine, ești cuvântat. Și mulțumim Radu Țibul, că prietenul nostru de la Iași, care acum este la București și care e foarte, foarte talentat. Felicitări, bravo. Mulțumesc, am râs de câteva ori, m-am uitat, te urmăresc.
E prieten cu Mario, se știe cu Mario. Și are și geacă de piele, nu numai că e talentat. Știi, și un pic de bataie? Pe mine când am auzit că vine Alex Vela, am zis nu mă fac de râs. Bine, bine. Chiar dacă sunt 30 de grade aici. Rămâneți! Păi și eu mi-am luat bluză cu mânecă lungă, am crezut că vine Coțofană, mai eu, ai un scuță. Matinalul perfect nu există. Dimineața Blană, cu Ramona și Coțofană.